Să le spunem românilor că pot avea o viață mai bună. Să le spunem că pot trăi fără teamă. Să le spunem că în această țară poate fi pusă rânduială. Tânărul trebuie să știe că guvernarea noastră va urmări cele trei obiective fundamentale pentru fiecare tânăr de oriunde din lume. Un loc de muncă, o casă și o familie. Insula Belina și un braț întreg din Albia Minoră a Dunării, proprietăți care erau ale statului român și pe care, pentru ca Liviu Dragnea să poată să le înhațe prin intermediul societății Teldu, le-au scos din proprietatea statului român și le-au trecut în proprietatea Consiliului Județean Teleorman pentru ca apoi să ajungă la Teldrum. Teldrum este firma prin care Liviu Dragnea a reușit să înhațe hălci întregi din județul Teleorman. La sediul societății Teldrum, un alt loc de unde am putea răspunde foarte bine la întrebarea domnului Dragnea ce am furat eu, domnul Bot. E, cu Teldrum este o poveste foarte, foarte interesantă. Teldrum a fost o firmă de drumuri, o firmă în proprietatea Consiliului Județean, la vremea în care domnul Dragnea devenea președintele Consiliului Județean. Toate consiliile județene au avut astfel de firme de drumuri în proprietate. Unele au rămas în proprietatea statului, altele au urmat un curs interesant, așa cum s-a întâmplat și cu Teldrum. În mod interesant, exact când Liviu Dragnea era baron local și președinte al Consiliului Județean, firma Teldrum a fost privatizată cu un fost coleg de liceu al domnului Liviu Dragnea, domnul Fișcuci. Se vorbește mult despre Teldrum și despre faptul că Dragnea neagă că avea vreo legătură cu această societate, deși există un munte de dovezi. E suficient să te uiți în Registrul Comerțului și să vezi legăturile lui Liviu Dragnea cu această societate, Teldrum. Toți administratorii Teldrum sunt administratori sau asociați în firme care aparțin clanului Dragnea, în special fiului lui Liviu Dragnea. Practic, aproape toate proprietățile clanului Dragnea din Teleorman sunt într-un fel sau altul furate de la stat prin intermediul acestei societăți Teldrum. Salariul de bugetar, hotelul Bombonicăi, împrumuturile de la socru nu sunt de ajuns pentru a justifica ce este la vedere din averea lui Dragnea. Suntem în turnul Măgurele,
Într-un alt loc în care am putea să răspundem întrebării pe care a adresat-o Liviu Dragnea, ce am furat eu, domnule Bot? În spatele meu este o clădire impresionantă de 9 etaje, una dintre cele mai înalte clădiri din Turnul Măgurele, hotelul Turist, aflat în proprietatea lui Liviu Dragnea. Bineînțeles că acest hotel nu a fost construit de Liviu Dragnea din vreo afacere, pentru că Liviu Dragnea nu a inventat nici Microsoft Windows, nici gaura din covrig. Acest hotel a aparținut cândva statului român. Care? Pe altă stradă. Pe altă stradă? Da. Dar cât de mare e casă? Dintr-o stradă noastră, pe laț. Și așa, nu știu, 5-6, fundul lor. Are intrare și pe strada asta și pe strada cealaltă. Da. A, și toată distanța dintre străzi. Și toată distanța dintre străzi este a dumneavoastră și casa are undeva la mijloc. Nu știu, Dar dumneavoastră vă știți cu el așa? Nu, n-am intrat în conversație. Sau nu prea stă pe aici? Păi, dar nu stă și nu se coboară la nivelul meu. E baron local. Suntem în Alexandria, pe strada Ion Creangă, la numărul 103, una dintre intrările pe proprietatea baronului Liviu Dragnea. Vorbim despre proprietate uriașă pentru cineva care a avut venituri teoretic numai din salariul de bugetar. Și aș vrea să vă dau niște cifre. Vorbim de 7.000 de metri pătrați, intrări de pe 3 străzi, piscină, teren de tenis cu nocturnă. Proprietatea asta este atât de mare încât în momentul în care domnul Dragnea a venit la București și a fost nevoit să o treacă prin declarație de avere, a rupt-o în mai multe bucăți. O parte a dat fiului său, mai sunt restaurante, mai sunt firme, mai sunt hoteluri. Toate acestea, le vedeți, răspund la întrebarea lui Liviu Dragnea, adresată foarte nervos la Înalta Curte de Casă și Justiție, ce am furat eu, băi, Bot. Averea lui Liviu Dragnea ar putea să fie însă mult mai mare decât bănuim și plasată pe la diversi interpuși, pentru că acesta este un mod de operare foarte des întâlnit în lumea celor care au foarte mulți bani din activități ilicite, corupția este o activitate ilegală, și pe care, pentru a-i păstra, îi investesc prin diversi interpuși. În spatele meu, vedeți, clădirea este bârlogul din București al președintelui infractor al PSD, Liviu Dragnea. Pe această stradă, Alexandru Constantinescu din București, se întâmplă să existe un cerc infracțional foarte interesant, în mijlocul căruia se află acest bârlog al lui Liviu Dragnea. Să sperăm că procurorii DNA care se uită la dosarul Teldrum se vor uita și la aceste informații și poate vor reuși să dea și de averea ascunsă a infractorului șef PSD. Sunteți trimis în judecată de DNA pe infracțiuni de corupție și sunteți condamnat infractor. Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie? De ce nu recunoașteți că administratorii Teldrum sunt asociați cu fiul dumneavoastră?